Mâine va fi resfințită Biserica Sfântul Ierarh Nicolae a Mănăstirii Fâstâci din județul Vaslui. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Evenimentul va avea loc la împlinirea a 300 de ani de la ctitoria așezământului monahal de domnul Moldovei Mihail Racoviță, ca încununare a jertfei ctitorilor și a tuturor eforturilor depuse în ultimii ani pentru restaurarea acestui lăcaș de cult. Mănăstirea Fâstâci este situată la aproximativ 27 de kilometri de municipiul Vaslui.